Calțul ăsta în canalizare. E îngăleată, dar aici e murdar totul de ulei din ăsta. Ați vărsat cât a încăput. E ilegal și periculos. E umed, de azi, e din clipa asta. Și de ce ați pus găleata aici? Pe pista biciclistică. Am înțeles. Numai o lună a trebuit să așteptăm să vină ăștia cu curățatul. Între timp se scurg uleiuri pe toate găurile. S-a ajuns și în canalizare, singura gură de canalizare perpendicular pe pista biciclistică. Celelalte sunt paralele și sunt periculoase și încă sunt mai rare decât asta. Dar cui pasă? Primăria are alte grijă, alte preocupări. Să văd ce o să zică garda de mediu despre uleiul în canalizarea pluvială. Să-i clar ilegal.